Salutare, oameni buni! Sunt Mircea Meșter și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului 1 la 1. Un podcast pe care ți-l oferă ori în sport, în TV, în online și în aplicația ori în sport, pe care poți să o downloadezi de pe magazinele pe care le aveți pe telefoanele mobile. Invitata mea de astăzi este o jucătoare de tenis cu care ne-am întâlnit poate mai puțin decât ar fi meritat ea mai ales, mai puțin decât am fi meritat noi de-a lungul carierei ei, dar care atunci când n-a fost chinuită de accidentări, ne-a demonstrat că e una dintre cele mai talentate jucătoare de tenis pe care le-a văzut România în ultimii mulți ani. Mihaela Buzărnescu, bine ai venit! la una. Bine v-am găsit! Cum Și ești? Mulțumesc frumos de invitație! Ce faci? Bine! Ce să fac? mă recuperez, mă antrenez și sunt mai plină ca și program decât dacă aș fi într-o competiție sportivă. În fiecare zi mă rog și cer Universului să mă facă bine ca să fiu la concurs. Pentru că programul acolo e mult mai lejer, chiar dacă ești focusat pe ce ai de făcut și stai 6-7 ore. Altfel este evoluția unei, unei zi când ești plecat în concurs și Bă, cred că, că nu, e, nu e visul niciunei jucătoare să facă recuperare, stretching fizic și așa mai departe. Visul vostru e să jucați tenis, că de-aia v-a plăcut. Ma, sportul așa asta. este. Nu știu care o fi pedeapsa pe care <laughs> trebuie eu să o plătesc cu accidentările mele din carieră. Cine știe, în altă viață. Am înțeles de la. că eu mai fac și ședințe de Reiki și A, okay. uh, mi s-a spus că, totuși, eu sunt un suflet. Uh, foarte tânăr. Și că n-am avut uh, multe vieți. Al, multe alte vieți. Păi e bine adică atunci. Adică sunt la început da, da, da deci și încă că foarte o încă de nu? da, da. Cine zici? Așa că sper să sper să o lungesc mai mult cu cariera după ce mă fac bine. Asta îmi dorește și mai mult. Uh, Despre asta o să vorbim Câteva zeci de minute în podcastul ăsta despre cariera ta, pentru că tu ai apărut. Dacă oamenii n-au urmărit tenisul îndeaproape, tu ai apărut la un moment dat în 2018, de nicăieri, așa. Da, asteroid. 2017. 2016 spre da. Final. 2017, 2017 tu, fapt, la, da. În 2017 tu mijloc. ai câștigat șapte turnee Da. Deci, cumva, anunțai deja faptul că vii călare. Exact. Iar începând cu ianuarie 2018, când ai prins finală la Hobart, zic bine, Finală. Finală la Hobart, a explodat efectiv, iar spre finalul acelei vere ai ajuns pe vârful tău, absolut locul 20. WT, zic bine, nu? bine. Păi nu mi-am făcut eu temele înainte Da, foarte bine uh, Păi da, e bine, bine. să fii cu temele făcute de acasă Asta e, <laughs> ca la tenis Cum ne facem și noi, exact no, Trebuie să știi el, adversarul Trebuie să știi, trebuie să-ți faci o tactică exact. exact. Uh, până atunci, tu în momentul respectiv Aveai deja o vârstă, să zic așa Adică nu erai uh, 18 aveam Exact, nu aveai 18 ani, aveai 19 ani Cum se întâmplă de obicei când apare câte o jucătoare da. De care n-ai auzit dar, repet, tu ai fost chinuită de accidentări. Cariera ta, din păcate, a fost uh, înțepată de câteva perioade dintre astea da. crunte. Imediat după ce ai câștigat US Open-ul la dublu. Da, Că puțină lume știe asta. Da, așa este. Împreună cu Raluca Olaru. Exact. -mă, n am mai fost de mult câștigat un Grand Slam la dublu la junior de două românce. Exact. Și, uh, da, a fost mega rezultat atunci. O comunitate de români din New York s-au strâns s-au strâns și chiar au vrut să ne ofere o sumă ca și bonus din partea lor, pentru că am câștigat și am adus Ce acest tare. rezultat. Mereu veneau și se uitau la meciuri, la junior și la seniori, anual, de fapt vin și acum, au mai îmbătrânit din ei, dar a fost tare frumos atunci. Și într-adevăr, ai spus tu de, de lucrul acesta, când aveam 18 ani s-a întâmplat, Eram 240 la Simplu, da. în circuitul w de seniori și eram 4 la Junior la, la Simplu ITF. și ITF, da, și um, dublu tot așa eram pe acolo primii și am câștigat și acel Grand Slam la, la dublu la Juniori, după care am plecat în continuare în America la alte turne... Um, Mai țin minte cine ești ca finala Contra lui Pavlucencova și... Uh, Fishman, cumva? Fishman? Da, exact. e e. <laughs> memoria Memor memorie am, super. Doctor, o să vorbim și despre asta. Da, da, da. Cred <laughs> da. că mulți uh, uh, spun că e un atu să ai o memorie foarte bună, că toate și un dezavantaj, că memorez toate lucrurile și că mi aduc uh, mai puține beneficii. când. Da, ai <laughs> memoria asta să bună. memorează. Memorează doar ce trebuie, <laughs> știi, selectiv. Da, și m-am um, accidentat la coloană, la spate la o lună după ce am câștigat la dublu atunci la US Open, eram în America și jucam turnee de senioare. Și fiind deja 240, era super ok. 18 ani, 240, eram a doua, mi se pare, din, din, din România ca și clasament. Era mult mai bine clasată adică, decât alte fete din generația mea din străinătate, precum Vozniachi, Țibulcova, care au fost și ele în top 10 mondial, Brad Vanska, era mai bine. Pentru da, în ITF tu ai fost patru, cred că doar Simona a fost în fața ta, pe 1. Da, 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 Ca să da dar mă refer și ce la ce partea vă. asta, e clasament la, la nivelul ăsta de senior, când eram 240, da, la, atunci și 4, 4 la junior, da, ele erau mai, mai în spatele meu. Și am avut o mică fisură pe vârful apofizei, um, la coloană, și a trebuit să stau șase luni, După ce Pause la o lună după US Open, da, am stat șase luni și atunci au fost niște perioade foarte dificile, pentru că... Au renunțat sponsorii, cei de la Wilson în perioada aia au renunțat, cei de la Adidas au renunțat la prelungirea contractului. De deci contract. se... Da, dar se... le-a fost teamă de, deoarece era trecerea asta de la junior la senior și okay. nu știau exact dacă voi avea succes. Mai ales că, da, exact, asta e vârsta aia când trebuie să nu mai ai voie să joci juniori. Și am avut practic. și da, și am pierdut și câțiva sponsori pe care îi aveam în România. A fost o perioadă foarte dificilă. Mai ales că atunci când treci la partea asta de turnee de seniori, unde toate costurile sunt suportate de tine, la juniori mai sunt, sunt acoperite de turnee, în mare parte, și a fost o perioadă destul de dificilă. Chiar și de atunci au început. Că până atunci chiar am avut, una, am avut tot timpul o continuitate în carieră. Am fost numărul 1 în Europa la 14 ani, la 16 ani, am câștigat mastersurile, campioană națională europeană la juniori, adică a fost așa trecerea. După aia am făcut puncte imediat și la senioare și era super ok, adică eram chiar toți vorbeau de mine. Moratoglu, am fost la ei, vreau să mă iau, ia, insistat să mă ia, să, stau, să mă antrenez la ei. Au mai fost două da, academii asta se din America. Cu 14 ani, ani. aveam între 16 și 18 ani, atunci s-a întâmplat. După ce am ieșit okay. o eu campioană europeană și am și Masters-ul la junior. Toia cu 34, în... să știi. Da, mulțumesc, mulțumesc, da. La mulțumesc, la să fie fel. Bine, mulți înainte. Mulți înainte în tenis, mulți înainte în, în tenis, primă în prima fază, și moment. apoi da, vedem. Da, da. Și mulți de sănătate, Asta contează cel mai mult. Exact. Da, și mie sunt fericităt. Sincer, acum că off the record, dar chiar sunt fericită pentru tot ce am realizat la viață. Indiferent de accidentări și așa mai departe, chiar am făcut lucruri pe care mulți și le doresc Michi, să le în facă. în și... în care ai putut să joci, eu da. garantez că ai demonstrat ce știi să faci. Adică nu cred că are cineva cum să contește treaba asta. Da, și cred că ar trebui să fiu mult mai mândră de, mine și să privesc altfel lucrurile, să, mai ales că sunt ația din, din România și din afara, țări din lume care mă stimează de mult și spun, frate, ești cineva și vei rămâne pe viață și așa, cred că ar trebui și eu să... prea modest, aș zice. Nu? prea modest, Și mă, uit în mult, mă duc am fost aseară până în mod văd un film, oprește lumea așa și, vezi, mega respectuoasă cu ei și așa mai, dar, da, sunt Prea modest. Păi nu, aveam noi vorba aici în podcastul ăsta, știi? Ai fost locul 20 mondial într-o anumită disciplină. Da. A 20-a femeie din lume care juca tenis în momentul respectiv. Așa este Câți somn. dintre noi au fost pe locul 20 în, în domeniile lor? Foarte da, nu, puțin. Așa este și poate multă lume nu realizează, da. A, e. Uh, în 2011 ai crescut, deci după accidentarea aia, ți-ai da. revenit și da. ai urcat pe 140 mondial. Exact. Și acolo da. m-am oprit brusc. Genunchi. Genunchi. N-am mai putut să joc. Și eram super aproape că foarte ușor. Atunci era un pic mai ușor să mai adun niște puncte, să ajungi mai repede în topost. Se, se calcula un pic diferit, că s-au mai schimbat niște reguli între timp. Și mai ales că făceau rezultate bune, asta urma. Să ajung 100-105 ca să prin tablou la, la următoarele granțe, nu mi se pare că era. Cred că urma ori tot Australia, nu, până US Open. Ceva de genul, nu mai știu exact. Cred că în vară m-am oprit, nu mai știu. Da ce Ruptură, nu s-a știut exact, menisc extern, și am făcut pauză 2 ani. 2 ani am asta făcut e pauză o de asta. Viață, 2012, un sportiv. da, 2012, 2013, out. Și abia în 2014 am revenit. Și, și tot erau. Uh... Asta a fost perioada în care ți-ai reluat studiile, nu? Și ți-ai făcut doctoratul și toate nebunile. Da, aia. am început studiile doctorale, am terminat masterul și am început direct studiile doctorale pentru că. Sincer, când vedeam că nu îmi trecea cu absolut nimic și nu înțelegeam, am făcut două operații diferite. Dar te durea și nu și puteai mă durea. să nu ce da. Asta mă durea și nu puteam să joc. Ok, puteam să, mai, să mă mai antrenez și să joc, că era culmea. Adică au fost perioade lungi în care n-am pus mâna pe rachetă, dar tot încercam. Mă antrenam și încercam să văd cum e, tot făceam tot felul de recuperări. Dar nu puteam să joc la nivelul în care trebuie să fii pentru turnee. Că n-ai cum, dacă ai dureri, ce cauți? Să la turnee, să ce, să cheltuiești bani, să investești aiuri, adică oricum tenisul e o investiție ca la ruletă în care nu știi ce scoți. În care să... n-ai salariu, atenție. Și n-ai nici salariu, ca să fie da pentru că de trei luni stau pe bară din toate punctele de vedere. Dar um, um, asta a fost atunci și de asta m-am apucat de studiile doctorale. M-am gândit că mă va ajuta pe partea aceasta de management, poate la o academie sau știu în, alte, în alt domeniu dar tot în cadrul sportiv voiam să rămân. Urma să te întreb mai încolo ce faci tu după la un da, moment dat. da, de da, da ai da. răspuns. Da, ți-am răspuns. Nu vrea antrenor? Ba da, asta am doresc, dar într-un în cadru unei academii. Mi-ar plăcea să A. am o academie, să antrenez și să fac și partea asta eventual de management sau ceva, adică să mă ocup, să selectez copii, jucători sau... Nu, sigur că mi-ar plăcea cel mai mult să merg cu cineva pe circuit. Clar. Adică îmi place să, să fiu uh, activă în Dar, apropos, sport. Dar apropo, sunt foarte puține antrenoare. Da, așa În general este. foarte mulți bărbați care antrenează. Așa de este. ce? Păi, um, cred că mai sunt, <laughs> sunt câteva. Da. Sunt câteva, da. Toate -au, care au uh, renunțat deci, și au luat viața asta de familie în picioare și cred că le convine să, să stea mai mult acasă, pentru că și mie mi-ar conveni. Toată viața ești plecat, să o sacrifici pentru sport, sunt foarte multe lucruri de care nu te poți bucura cât ești activ în, în acest sport. Noi nu avem, știu, o perioadă de, de cantonament în profil și sport individual e total diferit de sporturile de echipă. Și, bine, ok, dar eu îmi doresc, asta îmi doresc, nu o să fie full-time. Adică mi-ar plăcea să fac ceva în România, dacă s-ar putea să fie o academie făcută, ca lumea, pentru că la noi nu există în țara asta deloc, momentan, ceva care să-i ajute pe sportiv să... Te ajută numele, poți să faci tu baz, tenis, buz, tenis, 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 academy. <laughs> Cum ar fi? E, eh, nu, că Buzărnescu, Buzărnescu Academy sună mai bine, mai ales că e numele de familie, adică așa mi-ar plăcea. Dar uh, asta e... Ceva ce mi-ar plăcea să fac. Sunt mulți care mi-au spus că ar vrea ca să existe Academia asta și uh, să vină să se antreneze, deci deja mi-au spus. Și uh, se vede că există mulți, mulți sportivi care nu au o bază unde să se antreneze ca lumea, să vină mai mulți jucători, că noi ne antrenăm tot timpul separat, nu există. Să fie ceva open unde pot veni să se antreneze împreună, să-și ridice nivelul, să, să vadă cum, cum Bine, se. E cnt nu? În teorie. teorie, da, dar nici acolo nu poți, că nu ai cu cine să joci, tot timpul trebuie să-ți aduci tu pe cineva, nu e ca și când se organizează ceva. Să, ca să vorbeam și la FedCap anul ăsta cu fetele, când ne-am întrunit atunci, la un dat am vorbit cu capitanul, că au vrut să, să, să știe, să vadă. Și au spus, domnule, ai adică, totuși trebuie să ne întâlnim mai des, nu doar când e FedCap, și atât facem așa, noi nu putem Hala, să ne antrenăm. Sau voi, să ieșim da. o dată, să mergem și la restaurant, să mai socializăm, <coughs> să mai vorbim despre ce se poate face într-un an, să ne ajutăm cumva, Mira, că vă e greu. Vorbiți, pe mesaje, vă mai vorbiți unele cu altele, atât. Mai rar, mai rar, uite, de exemplu am venit la tine astăzi, uite și tu, am făcut antrenamentele, trei antrenamente am făcut până să vin la podcast și de aici se face... Trei antrenamente, ora trei după amiaza, să știți. Patru uh, chiar. Patru, da, s-a făcut patru. patru și mai cât mai faci pe drum cu traficul și de aici vreau să ajung acasă să mă pot odihni puțin și să mă pregătesc pentru ziua ce urmează care e la fel, adică petrecem o grămadă de ore pentru sport ar trebui să mai fac într-o zi mai fac psihologie, într-o zi reiki într-o zi masaj, mai fac pe lângă astea trei antrenamente și așa psihologie? Pe, psihologie sportivă, Interesanț, adică bo. cu psihologa mea, cu Monica Sănescu care lucrez din aveam 13 ani okay. adică ajută fără părerea mea În sunt unii care spun să că, să că cel te... mai bun psiholog ești tu însuți, da corect ești dar tot sunt anumite tehnici pe care nu le știi singur așa. până la urmă de asta sunt și ei de asta își fac niște studii cum și noi, de asta învățăm tenis și, uh, Tu acum te pregătești practic pentru următorul sezon deja, bănuiesc, sau vrei să joci și acum? Săptămânal, uite, miercuri uh -huh. adică peste câteva zile uh, fac două remeneuri gleznă și genunchi Uh, pentru că am dureri și la genunchi uh, de ceva vreme, uh, de când făceam recuperarea asta la glezna mi-au mai apărut niște dureri la, la genunchi și uh, vreau exact să văd dacă totuși s-a mișcat ceva acolo și okay. să văd și glezna acum este, că încă ea e stabilă, doar că mai am niște dureri, durerile oricum sunt. Um, asta de, de la acertarea cu Svitolina, atunci, nu? Dar e glezna cealaltă acum. Asta okay, pe altă. care o am acum, glezna pe care o am eu acum și mi s-a rupt, a fost în meciul de la Iași, în turneul de la Iași okay. în august. Și e glezna stângă în meciul din 2018 este glezna dreaptă. în Da. da. E, da. E, și Terminator asta vreau să 12. văd, da, deci dacă <laughs> va trebui să mai fac niște injecții sau nu, ca să pot să fiu aptă. Eu mă antrenez acum mai că sunt, sunt ok, dar nu pot să joc uh, meciuri încă. Da, tu practica nu stai, ai la turneele mari, te-am văzut la Roland Garros și la Wimbledon. La Roland Garros ai trecut trei tururi de calificare, ai pierdut în primul tur. Da. Și la Wimbledon ai câștigat, ai intrat pe tablou principal direct. Da, și am câștigat primul tur. Ai câștigat primul tur. cu Shang, Shunk. Shunk ai bătut-o că și ai luat bătaie în turul al doilea. Știu că erai cu un bandaj mare pe genunchi atunci. Da, da. pentru că cu trei săptămâni înainte de Wimbledon, în timpul unui concurs pe iarbă, unde iarăși câștigam, eram în sfertul de final, la un ITF de 100 de deci în timpul game-ului eram minge de break pentru mine, conduceam cu set 2-1 și în zona aia unde nu, era, nu mai era iarbă, era pământ, pur și simplu au fugit genunchi în interior. Și am făcut ruptură pe meniscu intern și pe colateral. Așa, ai jucat așa la Wimbledon? În trei săptămâni m-am făcut bine. Deci, super bine. Am muncit, te-am rupt. Am fost ca okay. să mă pot face bine. M-am întrenat câteva zile, trei zile doar, așa. Trei zile înainte de Wimbledon, două zile pe, pe iarbă acolo. Deci, cinci în total. Și am jucat a meciul ăla și am jucat super bine. Am jucat bine, da. Chiar am jucat asta. bine. Nu și cu Coco Gauff am jucat bine. adică. Bine, gofie, gofie, gofie. Gofie, gofie. adică eram. Dar nu mi-am dat seama că o seară înainte am, realizat că focuse finală la Roland Garros și că nu stau să mă uit tot timpul. Apropo, mi -a, a ajuns la mine o informație, mi-a zis un prieten, din, da. un prieten comun, că tu nu te uiți pe tablou, mm -mm. nu-ți place treaba asta, nu, nu vrei uitată. să știi cu cine vei juca. Nu, e decât pe program, din înainte, în, seara dinaintea meciului meu. Și atunci îmi fac tactica, că oricum știu jucătoarele cum joacă și atunci mă uit pe meciuri, pe statistici, pe tot. Nu-mi place că stic, înainte să să mă uit a, ok, stai aici, după aia e asta, în turul 2, e, în turul 3 poate să fie asta sau asta sau asta, mama, au picat astea pe partea mea, păi, nu-mi convine. Energie, da, o... știi, și um, psihologa nu e de acord cu chestia asta, ea îmi spune că trebuie să mă uit și să, să știu, dar nu, nu vreau și de când am început așa mi-a mi, -a, mi -a fost ok, au mai fost cazuri în care mi s-a mai zis cu cine jucam. Dar multă lume știe și evită și nu îmi spune, chiar au respectat lucrul acesta și eu nici eu nu stau să mă uit și atunci evit. Și m-a ajutat, nu mai bine, să mă focusez doar pe meciul acela. Nu să stau să-mi fac filme cine ar putea fi când în finală, semi sau așa. Mă focusez pe meciul acela și după aia, după aia joc. Strategie personală, da, practic. Da. Și acum sunt cu accidentarea pe care am avut-o atunci, înainte de Wimbledon, mi-a revenit la, la genunchi ceva, datorită unor mișcări pe care le-am făcut la se pregătire fizică, recuperare că nu aveam. Și vreau să văd exact dacă, dacă s-a mișcat ceva sau nu. Calcul. Hai să lăsăm asta, că e trist. De ce vorbim <coughs> numai de tristez? Dintre asta? Hai să ne, o să vreau să ne, să ne readucem un pic aminte de momentul în care toată lumea afla de tine, la 2018. La... În care ai ajuns la Hobart, după ce ai șapte ITF-uri în 2017. Dacă cineva te-a urmărit, putea să se prindă că, se, că începe ceva acolo, mai ales că unul dintre ITF-uri, mi-am notat aici la câștigat la Poatie da. și ai bătut ia de aici nume de ITF-uri. Eu îți aduc aminte, tu știi bine. Uh -huh. Paulini, Blinkova, Alexandrova, Tatiana, Maria și Vanuitvan. Mamă, frate. Asta incredibil. e turneu 250 cel puțin. Da, dacă, acum, că stau să era atunci, exact. bine, da. Acum mă gândesc și de 100.000 atunci. Exact. Și cu am intrat în top-100. Exact. După care, la Hobart, ai jucat și ai pierdut cu Mertes în finală, 6-3. Da. Ai mers la 3-0 până ai câți Complication. Și oricum a fost strâns, 7-5-6-3. Exact. Și cu ea, sau 6-3-7-5. Dar, după exact. a venit, mă rog, American Swing și apoi Zgura. unde pe Zgura, Michi Buzărnescu, erai ca farul, mm. farul de pe mare. Da. Finală la Praga. Simplu, dublu. Simplu dublu. Wow. <laughs> ai pierdut cu Vitova acolo. Mm -hmm. da? Acasă, la ea, practic. Da, da. de... din nou 36 în da. decisiv. După care la Strasburg și Birmingham ai făcut semifinale. Da. Și am și la Strasburgul la dublu. Exact. Jucătoare bună de dublu, Michi. Da, Budur. 24 am fost la dublu. Exact. Da. Și Tocura, optim la Roland Garros. <coughs> în același an. Ce, vezi, ce, vezi că ai și amintiri da? frumoase mici, stai că da, ți le aduc eu sunt. acum, le punem frumos. Unde ai bătut o implicit pe vitolina, dacă da. nu mă înșel, cu care ai, știi ce head-to-head -head ai cu vitolina? 3-0, 2-1. Da, pe al treilea tras și la, dar <laughs> s-a dus da. pe apă. Ai 2-1 și ai pierdut la Chiz, la Madison Chiz. Și apoi ai câștigat San Jose, mm. singurul tău turneu câștigat singur, nu. Turneul pe care tu l-ai câștigat da, până acum? Da, turneul de care... nivel mare. Absolut, că era da. P700, mi se pare. P7 sau P700 era se numea atunci. Cred că e echivalentul... Da, era în 2018. Nu știu, mă rog. turneu de 500? 500 acum? Ceva de genul, da. 500 sau mai no, bine, nu? 500, 500 cred, cred da. că. Nu mai știu. bine la 1000 deja, te duci sus. La 1000 sunt doar ce? Madridul, e 1000? Roma. Roma, Roma da, Madrid, nu, 500, 500, da. Cincinnati, e, nu? da, da. Uh, la San Jose unde din nou? Încă o listă de jucătoare pe care le-ai bătut ca să-și aducă oamenii aminte că e posibil ca mult să fi uitat sau să știi cum e. memoria e scurtă. Uh -huh. Anisimova, Tomlianovici Mertens și în finală Sacarii. Ce scor? 6-1-6-0. Oh, da. Deci, mici aici, de deci, fapt, a băut da. 6-1-6-0, prieteni. Cam asta era nivelul la care juca uh, domnul Buzărnescu în da. 2018. Uh, un an fabulos pentru tine în care, repet, noi toți cu toții te-am descoperit, ți-am descoperit doctoratele, ți-am descoperit stilul de joc, ți-am descoperit talentul, ți-am descoperit tot. Da. Miki a început să fie acolo sub... Uh, în lumina reflectoarelor, cum zi, stau, să spunem. Chiar frumos era. Absolut. Chiar super. Oricum ai așa ca o notă personală, știi, eu sunt prieten foarte bun cu Elena Ostapenko, ne iubim ca câinele cu pisica <laughs> și ai 3-2 în head-to-head -head și cu ea așa că vreau să te felicit personal pentru această performanță. Da. E uh, un rezultat. Și apoi a venit din nou uh, haosul cu Glezna uh, care te-a oprit din drumul ăsta extraordinar. Tu ajunseste și într an și jumătate de pe 500. Nu. No. 940, eram la începutul 2017 la Australia Open. Atât Am dus cu clasamentul înghețat acolo, de... că din nou mă mai oprisem șase luni înainte cu genunchiul prin 2016, iarăși mă oprisem. Și eram 970 sau 940, cum am dus, cu clasamentul meu normal. Deci eu am pornit în ianuarie 2017 pe 970. Și până în toamna anului următor ai ajuns pe 20. Da. Cam asta a fost anul de grație, de vârf al Mihailei Buzărnescu. Ce s-a întâmplat atunci cu lovitura? Ai rezolvat-o cu băieții? Că știu că la un moment dat uh, discutai cu ei că au fost ei de vină, cine a fost de vină. Arbitrii. Arbitrii, da. Da, nu s-a rezolvat nimic. Tu ai cauza. alunecat, practic, atunci. Eu am alunecat din cauza că ploua. Deci chiar ploua, era ud. Adică și la pauza dinaintea accidentării le-am spus, vă rog să... Stai să mai stăm puțin, că plouă și uite-i că Aia când au venit să mă ia de pe jos, de fapt, cât am stat să aștept să vină fizioterapeuta și căruciorul să teau cu umbrela, pentru că efectiv ploua. Și n-a vrut arbitra, având alții adidași, a spus că pentru ea e ok, se poate juca. Și la fix două puncte mi s-a întâmplat asta, că mi se pare ireal. Și procesul nu a fost, uh, a fost un câștigat, proces, pentru, -a. pentru că ei au spus că s-a revenit uh, prea repede în circuit că nu a fost cazul de operație dar că nu, nu te-ai lovit atât de tare practic <coughs> am cam avut de gradul 4 exact. acolo dar pur și simplu a fost, da, așa a fost soarta uh, iar acum, miche, ești pe unde? știi pe ce loc ești mai? Știi pe ce loc ești? nu vreau, nu spuneți că nu vreau să știu dacă știți, nu-mi ziceți că nu eram la Ia și eram 118 înainte să-mi mai jos un pic Clar, știu Puțin. că sunt mai jos, mai bine un pic, dar nu, vreau, nu contează, revin eu. Dar tu recuperează acolo, bagă pedale ca să-ți <gânt> Și acum, uite, asta a fost cariera lui Michi, pe foarte, foarte scurt. Lucruri sunt multe de povestit oh, oh. bănuiesc. dar nu avem noi timp aici. Toate sacrificiile aia din trecut și... Dar ajungem oh. și ele, că am niște întrebări legate de oh, Cum era scuze. când te-ai apucat tu de tenis, Michi? Mai ții minte? București, anii 90? Era... La ce vârstă te-ai apucat tu? Trei ani. Trei ani? Mm -hmm tatăl tău fiind antrenor de tenis. Da. E și, aici și aici. părinții mei s-au cunoscut pe trenul de tenis. A, da? Da. Și a invitat tata să joace dublu cu, cu, el, că era mama pe acolo. <laughs> și n-avea un al patrulea pentru dublu. Și mama, se, mama juca, era cu o amică venită. Și a invitat-o să joace. Și așa s-a format familia Buzărnescu și după aia și copilul care inițial data voia să fie băiat, să fie fotbalist. dacă era fată, era tenismenă și uite că până am cred că mai bine că am fost pe partea de tenis că pe partea de fotbal. <gângânt> nu știu cum da, era. E complicat <gânt> mai complicat asta. Și mai ales că mie nu-mi place sportul de echipă, așa că... Ai, nu, dacă eram băiat, da, nu da, știu la, la dublu ești ca bine, tot echipa da, acolo. e, da, da, nu știu, așa, am încercat handbal când eram, când jucam și tenis, că ai mei erau implicați și în handbal. Tata era arbitru mm. și mama era, adică tata era arbitru în teren, mama era arbitru la masa da, aceea. Da, okay. la, da, și am încercat să, să practic și handbalul și nu mi-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcea neam. Joacă fetele acum la Campionatul European le ținem pumnii să și fie Și eu bine. sper să, să fac curățarea că am, au pierdut destul de drastic, am înțeles, primul Nu, au luat la un gol. A, un gol? Cu Olanda, da. Eu dacă nu mă uit, mai primesc sau pe Instagram mai vezi un titlu că au pierdut drastic. Drastic era un gol, hai, că vedeți cum se zice și despre noi. Da, nu, nu te întreb de presa din România, las-o așa, trecem peste că am întrebări frumoase. Da. Uh, apropo de asta, era o întrebare, dacă n-ai fi jucat tenis, ce făceai? Uh, și tu cred că ți-ai pus întrebările astea, da, ai avut și timp. Da, clar. Eu cred că eram super bună pe partea asta de economie și de cred că aș fi făcut Contabil. contabilitatea ceva, mai ales că stăteam foarte aproape de facultatea de ASE Nu mă la, la răspunsul Da, deci îmi plăcea mult chestia asta să fac când eram, că sunt foarte bună pe calcule, pe ținut tot felul de contabilități și acum, adică foarte mult singur îmi fac, mie, mie, mie mi-e um, bine să știu și tot timpul am fost sau pe partea asta de, de medicină iarăși, mă jucam foarte mult cu seringile și cu um, stetoscopul când eram, deci cu astea astea, astea mm. două, cred că aș fi mers undeva pe varianta asta, una din ele uh, Mai ții minte care a fost primul tău meci în circuit, în VTA, sus? Um, VTA-uri sau, sau prima victorie, uite că alternativ poți să ieși prima victorie în circuitul VTA Păi, am jucat, mi se pare, și la 16 sau 17 ani, cred că am jucat calificări la VTO și m-am și calificat. Um, cred că, sau turul, ultimul tur de calificări, și că am jucat și la Istanbul. Um, cred că cred că atunci, Istanbul sau uh, uh, Maroc, am fost, Uf. da, cred că atunci am venit în calificări în primul tur. Dar pe tablou, efectiv, nu mai știu. Am jucat și calificări la Grand slam -uri. deja în 2011. Eu am jucat calificări la Grand Slam-uri 2011. M-am okay. făcut ultimul tur de calificări la US Open. Da. Și a fost super aiurea că a făcut Elis Mertens o declarație în urmă cu o săptămână de faptul că au pus-o, a terminat meciul super târziu și au pus-o a doua zi primul meci. La fel mi s-a întâmplat și mie. Am jucat atunci turul 2 de calificări, țin minte și acum, am terminat meciul pe la 12 noaptea și m am pus a doua zi la ora 11 să joc ultimul tur de calificări, ținând cont de faptul că adversara mea de atunci nu jucase în ziua în care am jucat turul 2, că se juca turul 1, turul 2 în două zile și a jucat se cozi înainte. Și zic că după ce am jucat trei seturi, acum termin la 12, când Asta am înțeles. O altă metodă de a, pe care noi nu o observăm, apropo. Știi, te uiți la, la meciul și zici, uite, m-a pierdut în turul 3. Ah. Da. Da. N-a intrat pe tablou. Exact. Nu e, n -are, n -are, nu e ce trebuie. Nu are nevoie <laughs> ce trebuie. Așa exact. e. Așa uh, e. Dar, dar mai ții minte ce ai făcut cu primii bani pe care i ai știat din tenis? Asta trebuie să-ți minte că ești contabil. Da, Part clar, sunt Le-am dat părinților. Serios? Da. Să-i plăti datorile. Oarecum. <laughs> da, pe ei, mereu am fost pe, pe sistemul acesta. Tot, tot ce câștigam era, de fapt, pus în casă să se poată folosi la următoarele turnee. Până okay. în momentul în care, într-adevăr, au fost uh, altfel, uh, știu eu, sumele câștigate și altfel au fost veniturile și altfel au fost uh, raportate la investiție, dar. Uh, Fiind super greu, și mă rog, la mine a fost tot timpul, și în familie, concepția aceasta de a fi uniți pe partea asta, și nu eram gen fiecare cu banii lui, și mai erau alte fete din, din tenis care, în momentul în care câștigau bani la turneele respective, mai ITF sau VTA-uri, fiind mici, că mai micuțe, da, mi-am luat nu știu ce, mi-am luat nu mai știu ce, banii mei banii mei. Da, bine, știu că se practică și acum, Fii, așa am fost de eu, am care... dar bine și acum, știți că mai am prieteni, lăsăm o parte, nu din sport, care îmi spun că sunt căsătoriți, au cuplu și fiecare îi separa cu banul și așa mi se pare și de aici sunt foarte multe probleme și multe, multe probleme în general pleacă de la bani și nu mi ar plăcea nici în viața mea personală să știu că sunt cu cineva care să creze probleme de genul acesta. Adică îmi place să fie totul super family, ca să zic așa. Bine, să fie un echilibru, dar și în sport la fel, adică am fost cu ai mei foarte unită și am apreciat enorm sacrificiile pe care le-au făcut ei pentru mine, din punctul ăsta de vedere, și mereu am încercat să-i răsplătesc. Cetisem un că... interviu cu tatăl tău atunci, în 2018, când ai explodat tu, care asta spunea că uh, tu ai vrut chiar lași la un moment dat cu accidentările și da. de gura lor. Ai da, continuat. efectiv de gura lor, eu nu credeam. De gura lor și a uh, preparatorului fizic, operatorul, uh, psihologa Monica și vreo 2-3 prieteni apropiați. Uh, am reușit să rămân acolo, să nu mă las, pentru că nu credeam. Adică ei chiar credeau în mine în continuare. Um, și prietenul meu de atunci mi um, era, era alături și mă, mă susținea și îmi spunea să, să nu renunț, dar uh, eu nu, nu mai credeam. De asta v-am zis, am și urmat cursurile doctorale, pentru că pur și simplu e foarte greu um, ca sportiv și faci atâtea sacrificii. Uh, și când vezi că toată lumea din jur, mai puțin aceștia de care am vorbit, toți nu mai credeau în tine și toți vorbeau că mă las și pur și simplu nu mai îmi dădeau niciun credit. Eram ca și um, uitată. Și așa când am revenit, mi-au spus câțiva um, ceva de genul, dar ce ești prea bătrână, te mai puși tu acum la vârsta asta, te mai... Au am... existat? Da, au, N -au <laughs> existat. Au fost destul de bine ca și funcții în tenis. Ah, ok. Deci nu da, nimeni nu, de pe nu, internet. Nu, nu, nu. Dau da, nume, dar okay. uh, au fost chiar uh, persoane... Uh, da. Și uh, mi-era foarte greu din punctul ăsta de vedere să revin și să mă gândesc că lumea crede în mine, mai ales că erau și oameni. Și totuși, n am... chiar am avut un an, m foarte mult meciurile pe care le-am jucat în perioada aceea, când am și revenit, am jucat... Uh, în câteva țări din Europa, echipe care o uh, și Da, Bundesliga, și în Belgia am jucat, da, și ei, uh, prin meciul acestea, ei îmi sponsorizau niște concursuri uh, la nivelul nostru, ITVTA să le jucăm. Și acolo am fost mai relaxată și am bătut jucătoare care erau top 150, că aproape toate meciurile mi le-am câștigat și tot așa și îmi spuneau că e incredibil, tu ai nivel de top 100, așa. Um, și erau și, unde, de exemplu, în Olanda erau și meciuri de băieți și fete în același timp și erau și băieții care venit la fel și atunci și ei vă incredibil cum joci și ce ușor. Ce ușurință da, Deci, tu că... ai câștigat încredere de la alții, nu de la ei noștri neapărat. Da, de la alții, vă spun sincer. Altfel te văd cei din afară față de cum te văd cei de aici, din România. Atât de mare hate în România și așa fericiți ar fi să nu mai joci și să, să te lași și să fii hate și... da Dar nu știu nicio, că eu m-aș bucura pentru toți să fim cât mai mulți în clasament, Dar nu, nu știu, parcă le iei locul. Unde eu, frate, ai atâta libertate, e pe loc pentru toată lumea în sportul ăsta. Suntem 2000 de jucătoare, un clasament format din 2000 de locuri. Și, ei, oricum, ei comentează și când ești 120 sau 200 din 2000, că n-ai cu top 50. Ok, suntem bune, suntem acolo, top 100 suntem câteva fete dintr-o exact. țară mică, dar dacă e să, rapor, să raportezi pe plan mondial totuși suntem, suntem, super bine. Păi venim la aceeași discuție pe care exact, o spuneam. Tu da. în domeniul tău, pe ce loc ești, ca să poți exact. să vorbești despre Și cei de acolo, 100, în antrenorii în din străinătate și oamenii de acolo, tot timpul mi-au spus. Și m-au ajutat de acolo, am plecat mult mai relaxată la concursuri. Și oricum mi-am spus că e ultimul, meu an, ultimul meu an, 2017, în care mai joc. Că ăla a fost anul care, de fapt, și în 2016 îmi spuneau același lucru despre nivelul meu, dar iarăși m-am oprit șase luni după, din vară până în iarn. Și atunci, în 2017, eram, jucam și echipele acestea, eram, cred că, 500 atunci, 480 ceva, când uh, eram prin mai, iunie. Și am zis oricum e ultimul an, nu. Deci dacă, pentru că nu era niciun, știu zic, nu era niciun câștig pe niciun plan emoțional, niciun orizont, cumva. Uh, pe plan sportiv, financiar. Mie îmi plăcea ceea ce fac, că de asta și joc acum, ca și putut să mă las deja, nu? Că am făcut de toate, aș putea să mă las, e și vârsta care poate mulți vorbesc că poate, dar nu vreau să mă las pentru că îmi place foarte mult ceea 34 ce 34 de și ani. 34 de ani păi și încă mai pot să joc. să la 39, 40. E, bine, dacă aș fi... fi avut și eu parte de o țară în care să fi, știu ajutat sau, știu ridicat cum este, nu știu, Elveția, Franța, Spania și mai etc., probabil că puteam să joc și până la 40, dar cum la noi te ocup singur de absolut orice, adică ești accidentat, ești uitat, trebuie să te descurci singur, să-ți faci absolut totul, dacă vrei să te faci bine, să joci acolo, ei le au pe toate, se ocupă, vin și, și nu neapărat că e Federer, poate să fie și alți jucători din top 100 din turna țările astea, unde chiar este ajutat la noi, ce nevoie are ea de ajutor? Că a fost top 50, nu are nevoie de ajutor să discurce că poate și permite sau pe sistemul ăsta. Și tenisul chiar e un sport în care nu nu ajutat din punct de vedere al, nu știu, statul, guvernul țării noastre, că adică tot ce reușești să-ți găsești pe plan, adică tot prin forțele proprii, îți găsești sponsor dacă este să fie cineva sau alte colaborări cu diferite, nu știu, clinici medicale. La, 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 la un sport de dacă echipă, mergi la jocurile olimpice și la da, aur, da, da, știu, dar în alte sporturi, <coughs> fiind uh, sporturi de echipă, acolo se ocupă clubul de de tot de. Asta am într-un fel îmi place la, ce, la sportul de echipă la, la noi în țară. Mm. Că, știți, acolo totul au aranjat. Nu, nu trebuie să-și au și un nutriționist. Ori, li se face un meniu, li se face plan de recuperare. Să de te la duc. antrenament. Și restul... Da, da, da. În rest tot e super bine pus la preț. Și print. ai și salariu. Și ai și salariu. Exact. Ai și prime. Ai și prime. Dar da. nu poți câștigi în slam, Michi. Corect, dar poți să câștigi o cupă mondială acolo. poți. La noi. <laughs> la, noi <laughs> la noi nu poți. Poți la alții. Uh, hai să revenim din nou la lucruri fericite. Uh, Michi, care a fost meciul tău perfect? Sacari, finala de la San Jose. Da, sincer, na, nu, pur și simplu n-am avut uh, niciun blank, nici o clipă de, de gândurilor. și nu te am, certat cu tine, însă nu -am certat, cu... să mai întâmplă. Mai da, da, eu sunt foarte critică. Sunt da. foarte critică cu mine și tot timpul îmi cer mult mai mult decât ar trebui să cer și nu-s fericită cu ceea ce realizez tot timpul, vreau mai mult, mai mult, mai mult. E și vocală pe teren că se aude asta. Da, da, bine Te cer Sigur, sigur și m-am și mai rău la un moment dat, da cu vârsta cred că da, mai te mai liniștești un pic. Acel meci a fost sincer jucat cap-coadă fără... Și am fost așa, parcă eram intrat într-un Trans. într-o transă, da, exact, și mi-am și acum. Și am mai avut meciuri, dar la pot să spun că a fost și miză foarte mare. Eram la a treia finală de WT în anul respectiv și cu prietena mea care eram atunci cu o poloneză la, la cel turneu, mai fusesem încă și la Praga. Și mi-a spus că al treilea trebuie să fie cu noroc, da? Deci al treilea e cu noroc. Că deja aveam două finale pierdute, în decisiv, cum ai spus și tu. Și acolo a fost deja, ne Horipilată la final era, așa rămase. Da, a venit buldozerul. Da, peste. zic. Ce s-a întâmplat? C Am jucat ceea ce mi-a spus, și n-am avut nicio clipă, știu, așa să mă gândesc. Bă, da, totuși, o finală mare, ajung 20 mondial, joc cu Sacari și aia era pe val, era, vale, era 44 atunci, exact. atunci în clasament 50, adică. Urcana. Și o știam și pe ea de câțiva ani, de când era și ea 300-400, adică o știam de câțiva ani pe sacare. Um, da un meci pe care l-ai uitat, la în care te-ai accidentat. Mamă, celălalt... Eu nu pot să mă uit la, la imaginile video. M Am uitat atunci puțin. Dar e un meci pe care, dacă ar putea să existe niște tehnici care să șteargă într-adevăr din memorie, un lucru acesta aș vrea să mi-l șteargă, pentru că oarecum mi-a stricat total cariera, am fost total neîndreptățită și am avut mult de pierdut din toate punctele de vedere. Um, dar uh, trec peste. Adică ce acum... Facin, da. Uite, am încă o întrebare de genul ăsta, dar nu vreau să te refer la meciul ăla. Un regret pe care l-ai, adică o chestiune pe care ai fi vrut să o faci diferit, care ține de tine, ai fi vrut să o faci diferit, n-ai făcut-o și regres că n-ai făcut-o. Sunt mai multe pe care... Um, ideea e că trebuie să ajungi, știu să gândești, știi, că selecții lecții pe care am din care ai învățat, știi, și să nu regreți. Că dacă le regreți, îți faci singur rău. Okay. Și atunci a, mă gândesc că n-am fost atât de bine pregătită, nu știu, mental, tehnic, că sunt lucruri pe care din viața, de sigur, le, le, le faci greșit, chiar dacă știi, dar tot mergi pe, pe ele și... Sunt, sunt, sunt câteva lucruri, poate și de, de un contract legat cu o firmă de echipament la 16 ani, în care pot să spun că din ambiția mea sau din încăpățânarea pe care am avut-o la momentul respectiv, am pierdut ceva care mi-ar fi adus un beneficiu mai mare după. Dar uh, am învățat din chestia asta, am învățat să mi as... Eu am un instinct foarte bun. Foarte bun și nu înțeleg și nu mi l-am ascultat în atâția ani de zile. Și legat de, de viața asta sportivă, de viața personală, de viața de zi cu zi. Și tot timpul, instinctul meu, la final, deci eu mereu l-am -am urmat diferit și la final mi s-a adeverit că ce aveam ca instinct, așa s-a întâmplat. Da, adică, practic ai greșit că ai făcut overthinking. Cum da, exact. Și am tot... Exact, așa a fost. Și au fost, au fost... Dar în tenis, și cu toate că în tenis totul merge pe instinct, adică nu trebuie să stai să mai gândești unde e. Da, exact. Uite că am avut câteva lucruri pe care le-am ales să le fac diferit, chiar dacă știam că n-ar fi bine, și totuși m-am lovit de ele. M-am dat cu capul de pereți, cum s-ar spune. Mă dau eu cu capul de pereți, nu, nu iese. Hai să o luăm pe partea altă. Cea mai frumoasă amintire pe care o ai întâlnit? Cea mai frumoasă amintire, un moment pe care, care ți-a rămas mereu în memorie și pe care, la care te întorci cu drag. Când am câștigat campionatul european, când am ieșit campionatul european la junior la 16 ani. A fost primul meu rezultat wow. pe plan, okay. să zic, european mondial care a contat mult și care mi-a adus anumite laude și au, au fost așa mândria pentru țara mea, pentru România, uh, care nu știu, atunci, la vremea respectivă, m-a făcut foarte fericită. Cred ți-a dus atunci la 16 ani și confirmarea că faci ce trebuie. Exact. Deci am avut un an când aveam 16 ani, un an super bun cu mai multe rezultate pe plan național, european, mondial, care m-au ridicat foarte, foarte mult. Dar acel a fost primul moment de fericire maximă și unul pe care nu-l pot uita, chiar dacă au mai venit multe după. Îți spun sincer în momentul în care am câștigat turneul de la Zan Jose, n-am fost fericită. N-am fost fericită pentru că treceam prin mai multe uh, momente în perioada aceea și nu eram atât de fericită, mm -hmm. să știi. Și ăsta e un regret. <laughs> Aș putea spune că acesta e un regret, că nu eram fericită și n-am putut să mă bucur foarte mult de acel rezultat, pentru că asta e o chestie, super ciudată în tenis. Azi, câștigi turneu, dar săptămâna viitoare e alt turneu, azi e duminică, mâine. luni începe alt turneu. Da. Eu, după meci, am plecat, am zburat pe timpul nopții în Canada, la Montreal. A doua zi am avut meci, am câștigat și a treia zi m-am accidentat. Adică a fost o chestie, n-ai când să te bucuri de nimic nu mai ai ceva, ce, că mergi la turnee, că nu știu, da, n-ai timp plimbi, să faci absolut. Te toată da, lumea. Băi, te duci, ce face? faci, un meci da, da, da. pe zi și în rest, da. <laughs> da, deci vezi, uh, Sunt... Ai avut un idol în tenis? Pizza Empress. Oh, stai că am trecut la băieți. Da, <laughs> Pizza Empress, da, ce să... Wow, ok. Empress a fost de când eram eu mică, idolul meu și de asta, nu știu, tot timpul eram Serviciu voleu. Da, dar da, nu fac nu prea asta. Prea exact. numai că a fost. Mine nu face nimeni acum, nu mai face de, nimeni. De din fete, da, din băieți cresi, de, face. Ojie aliasem a început să se joace să se de. Deci, și de de, da, de de craft, cum zicea. De craft. Da, el, el m-a ținut pe mine și mă ținea tot timpul în tensiune și aveam această plăcere să merg la antrenamente, să joc la 4-5 ani, cât 6-7. <laughs> mm. Tot timpul transpiram efectiv la meciurile lui. Eram așa el a fost la băieți. Și o întrebare pe care o punem tuturor invitațiilor aici, indiferent de sport. Spune-mi o regulă din sportul tău pe care ai schimba-o, pe care o consideri stupidă sau pe care ai modificat-o că nu-ți place? Păi. Uh, aceasta, aceasta legată de. de Partea asta de mediul în care se joacă anumite turnee de tenis okay. și condițiile acestea în care au ei niște reguli foarte ciudate cu continuarea și... Arbitra și continuitatea asta a meciului, dacă plouă, dacă. Pentru că după accidentarea mea s-au schimbat toate. Și acum, imediat cum este o condiție mai nefavorabilă, imediat opresc meciul, te așteaptă, sunt mult mai atenți. Dar până atunci adică a trebuit eu să sacrific uh, prin accidentarea mea și să-mi sacrific cariera ne, pe, negativ, să zic, uh, ca să dau șansa... Ai schimbat ceva întâi. Da, am schimbat până până eu ceva întâi. Un... Un... Da, Băi, o, o să rămână. Râdem da, gurind, dar chiar o să rămână. Dar așa este. De atunci s-au schimbat total și altfel e mai bine. Dar înainte... Uite, da. avem o rubrică aici la 1 în care... Te transformi brusc, acum, așa, ca la, ca la magie, din jucătoare de tenis, în, stăm la masă și vorbim despre tenis. Faci ce facem noi în fiecare zi. Da. Și luăm cele mai importante știri din tenis de pe orinsport.ro și le comentăm. Pe scurt, că suntem comentatori și analiști, așa cum știe tot internetul să facă. După exact. cum tu știi foarte bine despre exact. asta. Și știrile, știrile momentului, evident, în tenis, sunt faptul că la turneul campionelor. În momentul în care filmăm noi uh, acest podcast, uh, ele se pregătesc să joace, de fapt. Joacă în finală Caroline Garcia și Arina Sabalenca. Uh, știu că pe Sabalenca ai bătut-o da, la, la, la Wimbledon. Dat, exact, la Wimbledon chiar. Da. în teorie e simte ca pe în da, da. Cu Caro Garcia ai jucat? Da, am jucat la FedCap. Uh, am jucat Așa, de două ori, da, la da, Miami corect. și la Fed Cup Am pierdut ambele dăzi. Mie tot timpul mi-a plăcut de ea ca jucătoare foarte ambițioasă, foarte bine pregătită fizic, e foarte puternică. Și uh, foarte pozitivă. Cum vezi de faptul că nu-ți califică Tiga? E o surpriză pentru toată lumea, nu? După sezonul ăsta. Este o surpriză, dar nu e robot. E cât tenis. se poate și ai tenis. Deși deci lumea zice că pare că e un robot. Pare el, că, el, e că e un robot. El a avut... A... Cred că asta zicea și eu am, dacă mă... a, Nici nu o să mă mire când o să pierd și un meci, că câte pot să duc. Isa e într-o creștere de formă acum, că anul acesta a avut uh, fluctuații de rezultate și că a ambiționat-o foarte mult uh, în ultima vreme și o să fie un meci interesant. Chiar sunt curiosă cine o să câștige. Păi, e finală de sezon, cum ar veni. Uh, oricum, uh, Caro chiar a avut un sezon bun. Eu îi țin pumnii personal, mi-a plăcut cum a jucat Eu. Jumătatea anului. Am, adică am în două țin și mm. am două fete foarte ok și sper să câștige cea mai bună. Așa un pronostic, cred eu, nu știu, mă gândesc, Garcia. Dar, După sezonul ăsta. Da, știi cum e, tenis, orice e posibil. Da. <laughs> da. Dacă... Nu, așa și ca formă, știi, mă gândesc că e... Da, să vedem. Și un pic mai departe, avem uh, <coughs> Billy Jean King, fostă fet cap, jucăm cu Ungaria, tu nu joci că ești lovită, accidentată, uh, le ținem pumnii fetelor. Doamne, ce se întâmplă acolo? Ce facem? -au, sunt deja în pregătiri, sunt deja acolo și se, mm -hmm. se antrenează și uh, o să fie un meci interesant. Adică o, o să fie două zile interesante. dai seama că eu sper să câștigăm noi, logic. Cine <laughs> nu sper? Mai <laughs> uh, sunt. Dar șansele sunt mereu împărțite. 50, la nivelul acesta, orice este posibil, adversarele și ele sunt, sunt uh, demne de de jucat împotriva lor și au și ele un nivel ridicat uh, și rezultate bune în din ce vreme. mai bine și un groci. Da, din ce în ce mai bine în ultimii doi ani. Nu mm. avem pe... e bun, dar e... Um, Baboș. Baboș, la da. dublu și mai cealaltă, Udvardi, care da. când am jucat cu ea anul ăsta nu mi-a venit să cred, ai că o știu de câțiva ani, bine, veneam după accidentare, n-am văzut obiectul, am pierdut într-un stil groaznic. <laughs> mi se pare că 6-1, 6-0 sau 6-2, 6-0, o chestie de asta. E, și eu jucam ok, dar în ziua aia a avut ea. De ce deci, mingea da, da deci nu, a, a dat halte, în toate da. Da. încât n-am avut ce să-i fac. A avut ea, că ziua super bun în Cum ai prins tu cu Sacari. Prins da, ai da, cu a prins și a, Da. Uh, și, bineînțeles, subiectul anului, subiectul anului cu Simona. Uh, da. Tu ești, ok, nu ești neapărat colegă de generație, ești ceva mai în vârstă? Trei ani. Trei ani, da. Dar uh, ne știm. Uh, dar ai prins-o, vă știți, de când eram și mici. Exact. și ca dublu împreună și... Cum vedem treaba asta cu Simona? Eu sunt sigură că o să iasă ok ea ia din toate știrile astea și sunt sigură că a fost o greșeală fără știrea ei, mm. pentru că eu știu pe ea și vorbeam, ne-am trăit la FEDCAP de atâtea ori și știu că ea oricum e împotriva pastilelor, că nici ea ca și mine nu prea luăm uh, pastile și Bă, știu că era tot timpul pe natural, pe natural, pe natural, adică nimic. Gen, din hrană, din ok, câteva suplimente din astea banale, dar nu tot timpul eram știam că și când stem la FedCap avem anumite uh, suplimente pe care le luăm. De la SIS folosea și ea mai mult. Adică nu sunt cele care sunt folosite și de cap și de mulți alți jucători de pe circuit. Adică știu că nu... Nu cred. Nici deci eu nu cred. Sunt uh, în continuare șocată și sper ca echipa ei să o ajute sigurare și avocați buni și o să, o să se termine în favoarea ei, pentru că nu... Eu nu cred, că adică, sigur ceva a fost fără știrea ei dacă e să fi fost ceva, pentru că nu... Eu știu pe ea cât de ambițioasă e și cât de mult își dorea să, să ajungă la rezultate cât mai mari pe propriile ei forțe. Adică ea oricum e un fenomen, rămâne legendă în tenisul mondial, adică cu două grand slam-uri și atâtea turnee câștigate. Iar la finalul acestui podcast avem rubrica Om la om, în care am întrebări scurte la care răspund scurt. Ce îți trece prin ca prima dată, apropo de tenis, că mm. mai testăm și reflexele aici. Cine câștigă turneul campionilor la băieți, sezonul ăsta? Nadal. Următoarea întrebare era Nadal, Federer sau Djokovic <laughs> Nu te mai întreb. <laughs> te lăsăm, lăsăm, așa cum atât. <coughs> nu mai feliem. Uh... Spune-mi o jucătoare care va fi viitoare numărul 1 VTA și la care nu se așteaptă nimeni. Mamă. Vin întrebările, mici. Până, da. până, acum, a fost relaxare da, în fața da, 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 da. Um, stai cum o cheamă, una micuță. Cehoai uh, ce hoaică aia. Um, e una, o tână, una foarte, foarte tână Dar nu Linda, Fruji Așa Mai e încă una mă așteptam să zic o ons. Da, la asta se așteaptă Eu am, Da, bine, asta se așteaptă toată lumea. Tocmai exact. vreau să dau și pe cineva care o să vină mai târziu. Um, cum o cheamă? A jucat și anul acesta și a jucat în primul tur pe tabloul la Roland Garros cu Emma Raducanu și a fost decisiv. Ia. Deci, o voi, cine, da. Mi-a plăcut acum. foarte mult cum, cum jucam. Am vrut să zic Reicicova. Nu. Uh, deci aș că cu Răducan la, la, Roland Garros. Din Danoscova. Nu. No. da. Wow. Eu așa zic. Ok. Toma, vedem. Uh, cât de sus pot să urce Gabi Ruse și Jacqueline Cristiana? Top 50. Ok. Întrebări scurte, răspunsuri scurte. o uh, strie nouă pe Roland Garros, Wimbledon sau US Open? US Open. Serios? Mm de întotdeauna mi-a plăcut acolo, Lumea că nu acesta. mai e relaxată. Da, păi cu este atât că nu dau doi bani pe tenis. <laughs> la <Odic. laughs> Mie mi-a plăcut, m-am simțit bine mereu când am jucat. Și am avut rezultatele cele mai bune la nivel de Grand Slam de la juniori, începând de acolo. De la ce antrenor ai avut cel mai multe de învățat? De la tatăl meu. Puh, ce răspuns, s a venit. <laughs> <laughs> uh, Michi, care e cea mai mare frică a ta? Uh, minciuna. Minciuna? Mm -hmm. okay. Ce apoi moartea? Asta, mai, mai <laughs> da, încolo. Mai după acolo. niște minciuni. Minciuna, minciuna. Da. Uh, care e cel mai important obiect pe care îl deții? Important pentru tine, dar nu ca valoare neapărat. Da, pe nu, nu mă ca... Părinții mei. Ah, ok. Că i-am în viață. Ca lucru, ca da. de, lucru da. pe care îl deții. Cel mai important obiect amintire din tenis? Mm, um, un trofeu. Okay. Din, de la un concurs. Se face film după cariera Mihaela Buzărnescu. Îl vedem pe Netflix, nu știu dacă ai aflat, îl spun eu acum, e noutate absolută, exclusivitate. Cine joacă rolul principal? Sau cine vrei să joace rolul principal? Oh, Angelina Jolie oh, da, aș vrea bun uh, care este cuvântul tău preferat? unul pe care îl folosești des um, efectiv efectiv <laughs> și un cuvânt pe care îl urăști și se poate spune la microfon mm. Nu, în general negația. Nu se poate sau nu pot. Urăști. Da, nu. Da. Că știi tenis, că se poate. Voi inteni știți că se poate cam orice. Trebuie doar să ai mintea corectă. Exact. Uh, care e cel mai frumos lucru pe care ți l-a spus cineva vreodată? Mm, cam un suflet pur. Nu întreb cine. Perfect. Nu vreun iubit. Nu. <laughs> că altfel mai erau cu mine. <laughs> 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 Vezi, eu nu întreb. Zici singură. Prefer să faci sau să primești cadouri? Să fac. Că de primit mai rar primești. Singură mi le fac și mie singură le fac. Prefer text sau telefon? Telefon. Ok. Care e cea mai mare realizare a vieții tale? Mama a venit meșter cu întrebările. La nu, fine. mă gândeam acum pe care să o aleg. Au fost realizări. Au fost, au fost. Că joc tenis. A, simplu fapt că. Da. joci sau că joci încă tenis, chiar că, De da, -a. și Că am urmat calea sportivă. Okay. Disciplina a fost incredibilă pe care am învățat-o. Ce te mai ține trează noaptea? Gândurile mă țin. Trează noaptea. Gândurile. Tot de tot legate de tenis, bun. Legate de tot, de tot, de mm -hmm. viață, de cum treci așa pe lângă noi și nu ne bucurăm mai mult de, de ea. <gătă> și apropo de asta, ultima întrebare pe care o am. Michi, cum mai vrea să te țină minte oamenii? Mm. Ambițioasă. Confirmăm. Și... <gătă> da. <gătă> uh, talentată și modestă. Michi, mulțumesc mult de timp. Mulțumesc Baftă să ne eu. vedem pe teren. Eu în tribune, tu în teren. Chiar aș bea aștept să facem o poză pe teren la următoarea mea competiție, Face. când o să fii și tu prezent. Mersi mult, Michi. Cu drag.